FDN este casa viitorului, dar nu doar atât, este o poveste despre ambiție, muncă, perseverență și inovație. FDN înseamnă 70 de studenți din România care participă la Olimpiadele Solare. Suntem în București, una dintre capitalele europene cu cel mai puțin spațiu verde pe cap de locuitor. Un oraș în care suntem pretutindeni înconjurați de beton. Unde, dacă vrei să ajungi dintr-o parte în alta, poți să-ți pierzi ore bune din timpul tău liber și mai ales un oraș în care natura aproape că nu mai există. Noi suntem FDN, unde el este natura. Suntem 70 de studenți care propunem o schimbare pentru București. Vrem să aducem natura mai aproape de individ, chiar în mijlocul destinațiilor sale de interes. Pentru asta construim o casă pe care o vom prezenta la cea mai mare competiție internațională de arhitectură solară și tehnologii integrate, Solar Decathlon Europe, care se va desfășura în această vară la Versailles. Pentru asta avem nevoie de ajutorul tău! Conceptul casei FDN se bazează pe o fuziune între necesitatea lumii contemporane și nostalgia unei lumi interbelice. Cel mai important aspect este legat de spațiul verde personal care se regăsește în cadrul proiectului nostru și în jurul căruia gravitează absolut tot ce ține de această locuință. Modul de alimentație, eficiența energetică, confortul în casă, precum și acel ambient și conexiune care se poate crea doar cu ajutorul naturii. FDN este mai mult decât un proiect, a devenit un stil de viață și, nu știu, o familie, prieteni, dar și o adevărată provocare, fiindcă noi toți cei de aici din echipă, cei 70 de studenți, încercăm să schimbăm anumite lucruri în sistemul de educație. Pasul următor se numește Versailles. După 2 ani de proiectare și construcție, prototipul FDN urmează să fie expus în La Cité du Soleil, alături de alte 19 case din 16 țări. Aici vom avea doar 9 zile la dispoziție să-l reconstruim, 18 zile să-l prezentăm publicului și 5 zile să-l dezasamblăm. Pentru acest tur de forță, întreaga echipă trebuie să fie acolo. Vrem să câștigăm, vrem să aducem steagul românesc pe podium, dar nu putem ajunge la Versailles fără ajutorul tău. Sustenabilitate. Natură. Energie. Comunitate. Echipă. Eficiență. Comunicare. Împreună pentru România, împreună pentru un viitor mai verde.